Există deschidere din partea tuturor celor patru partide, fără nicio excepție, de a prezenta un candidat unic. Evident, nu este luată încă o decizie, după cum bine știți, dar toate cele patru partide au fost receptive, au promis că se vor angaja în discuții și noi le-am spus următorul lucru. Le-am spus că într-un moment atât de important cum este acesta pentru Republica Moldova, discuțiile nu trebuie să înceapă cu linii roșii. Asta nu pot să fac cu condiții inacceptabile pentru alte partide. Partidele trebuie să se așeze la o masă, în aceeași încăpere, să discute, să susțină cel mai bine plasat candidat. Profilul